Salut, eu sunt Poti și bine v-am găsit la un nou clip la mine pe canal. E bine, astăzi facem un vlog cu life hack-uri de pe TikTok și rămâneți până la sfârșit pentru că vă voi învăța cum să vă faceți jucării și o să fie niște life hack-uri foarte, foarte interesante. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, butonul de subscribe pentru că fiecare abonat nou la mine pe canal mă face foarte, foarte fericit. Să aprindeți și clopoțelul pentru a fi notificați când postez. Share pe story să vadă și prietenii voștri și bineînțeles urmările pe Instagram pentru că acolo vă țin la curent cu tot ce e nou pe canal și haide să începem! Pentru primul life hack avem nevoie de un pahar cu apă fiartă și un creion și tot ce trebuie să facem este să băgăm creionul în apă și o să fac așa, bule ca apa minerală. Dacă țineți minte, am mai avut un life hack de genul în vlogul trecut și haide să încercăm să vedem dacă este real. Deci apa e clocotită, nu că fiartă. Momentul decisiv. Nu face foarte multe bule, dar cât de cât face. Bun, băieți, a făcut câteva bule, așa că trecem la reușite și mergem mai departe. Pentru life hack-ul următor avem nevoie de o baterie de asta mai groasă, așa de 9V, un ac și un chibrit. Și tot ce trebuie să facem este să așezăm acul pe baterie, iar apoi, dacă atingem cu chibritul, el va lua foc. Acum să vedem dacă este real. Nu știu dacă puteți voi să auziți, dar chiar s-aude ceva de când am așezat acul. Bun, băieți, haideți să vedem. S-aude un pic, ar face ceva, dar cam atât. Bun, băieți, am tot încercat vreo 10 minute să văd dacă ia foc și n-am reușit. Ideea este că se încinge destul de tare și acul și bateria, dar nu ia foc chibritul. Probabil, cred că am nevoie de un fier sau un arc mai gros ca să ia foc. Așa că ăsta îl lăsăm cu semnul întrebării și poate într-un vlog viitor o să reușim să-l facem. Bun, băieți, pentru următorul life hack aveți nevoie de o lumânare, o tăiați în jumate și îi faceți două capete. Băgați un arc prin ea, pe la jumate. Și aveți nevoie de două pahare pentru a o pune în echilibru. O așezați așa pe marginea paharelor. Iar acum trebuie să-i dăm foc la ambele capete și ea o să înceapă să se balanceze așa stânga dreapta din ce în ce mai tare. Așa cum v-am zis, am nevoie de voi, cei de pe YouTube, să veniți și pe Instagram. Așa că noi, noștri prieteni din comunitate sunt Mara, Diana, Andreea, Sami, Mario, Cezar, Andrei și George. Vă mulțumesc din suflet, iar dacă și voi vreți să apară conturile voastre pe vlog, tot ce trebuie să faceți este să-mi dați urmărire pe Instagram, să-mi dați un mesaj cum am venit de pe YouTube, iar contul vostru va apărea în următorul vlog. Să vedem dacă este adevărat. Bun, am reușit să-i dau foc. Vedeți, a început să se balanceze. Vedeți, câteodată ia mai tare în stânga, câteodată mai tare în dreapta. Deci chiar mi se pare super tare la efectul ăsta, chiar mi se pare foarte, foarte tare efectul. Așa că pe acesta trecem la reușite și mergem mai departe. Bun, băieți, pentru următorul life hack aveți nevoie de o pungă de Cheetos. Eu am luat două, una plină și una goală. Și dacă o încălzim cu feonul, o să se facă foarte, foarte mică. Și am luat a doua pungă pentru comparație. Așa că, haideți să vedem. Băi, băieți, după foarte mult timp am reușit doar să fac o gaură în punga aceasta. Dar mai mult de atât nu, dar mai încercăm. Și după mult timp de dat cu felul, băieți, asta este tot ce am reușit să fac. Mai mult am făcut găuri în pungă decât să o micșorez.
Doar s-a strâns foarte puțin. Acum vedeți voi diferența și lăsați-mi în comentarii dacă acest live hack îl trecem la reușite sau la nereușite. Bun băieți, pentru următorul live hack aveți nevoie de două cuburi de gheață normale și am făcut două cuburi de gheață speciale care au vată în ele și aparent cele cu vată sunt mult mai rezistente decât cele normale, așa că am luat ciocanul de șnițele și haideți să verificăm, să vedem dacă cei de pe TikTok ne mint. Deci astea două sunt normale. Vedeți? Se sparge super simplu. Și acum haideți să vedem astea cu vată. Da băieți, practic pe jumătate este adevărat. Pentru că uitați, cele normale se sparg așa în multe bucățele și sar peste tot, dar cele cu vată se turtesc. Deci, practic, putem să-l punem la reușite pe acesta. Bun, băi, și acum o să vă arăt cum faceți dintr-un balon o minge. Pentru că, uitați, el sară destul de puțin. Dar dacă aveți banda adezivă neagră și puneți pe toată circumferința lui, el va sări mult mai mult ca de obicei. N-o să vă plictisesc cu procedeul. O să revin când este balonul gata și atunci vă veți da și voi seama despre ce e vorba și cum trebuie să puneți banda adezivă pe el. Bun, băi, cam acesta este rezultatul. Știu că v-am prezentat un balon roșu și acum vă arăt un balon roz, dar între timp am spart vreo 6 baloane până am reușit să fac asta. Și haideți să vedem acum efectul. Ia vedeți băieți. Direct minge de NBA. Băi, da, chiar sare mult mai mult ca decât un balon normal. Deci, practic, la efectul ăsta îl trecem la reușite. Și noi mergem mai departe. Bun băieți, ultimul și cel mai interesant life hack din vlogul de astăzi este cu acest dublu adeziv care sunt sigur că v-a apărut și vouă pe TikTok, în care faceți acele jucării foarte, foarte moi, așa, ca niște balonașe și trebuia să-l aducem și noi în România, să facem și noi măcar pe YouTube, dacă nu pe TikTok. Și aveți nevoie de un dublu adeziv transparent, un pai. Apoi încălziți cu feonul și suflați și se creează acel balonaș. Haideți să vedem dacă ne iese și dacă este real. Ce trebuie voi să faceți este să tăiați două bucățele și să puneți una peste alta. Dați la o parte una din părți și apoi puneți paiul la maxim 1 mm, la mijlocul dublu adezivului. Apoi îl îndoiți, lipiți bine, bine la capete și apoi dați și cea de-a doua parte jos. Așa, băieți, acum urmează să încălzim cu feonul. Trebuie să țineți cam timp de un minut, un minut jumate, ca să se încălzească bine, bine de tot și când suflați să se facă foarte ușor. Și acum trebuie să suflăm, băieți. S-a spart aici. Am reușit băieți cum la urmă, pentru că era suflat pe foarte multe părți și am reușit să-l lipesc la loc. Trebuie să fiți foarte atenți după cel de jos după pai, pentru că mai rămân mici părți pe unde răsuflă și trebuie să fiți atenți să le închideți cât mai repede. Uitați cât de drăguț e. Eu cred că sotul asta v-a apărut pe TikTok și ați văzut și v-ați dorit să încercați măcar o dată. E bine, am încercat acum împreună și sunt tare bucuros că ne-a ieșit. Și pe TikTok am văzut că în interior puteți mai pune sclipici, steluțe, fel și fel de lucruri care sclipesc și se vede foarte, foarte bine. Dar noi acum o să îl desenăm puțin. Ia vedeți talentul meu la desen, băieți. Băi, deci e foarte, foarte tare. Nu știu, cred că aș fi în stare să fac 100 de astea, numai să mă joc cu ele pentru că sunt moi așa și sunt drăguțe. Deci după ce îl creați puteți să-l desenați, puteți să puneți clipici pe el, puteți să faceți absolut orice. Este foarte, foarte drăguț și poate chiar voi este și mai mare de atât. Mie mi-a ieșit doar acest micuț deocamdată. Haideți să-i dăm un nume. Lăsați în comentarii un nume pentru el. Îl facem mascota canalului. Uitați cât de adorabil e. Bun băieți, l-am înfrumusețat, i-am făcut și păr acum. Arată mult mai bine. Uitați freză.
Uite, sunt foarte, foarte tari jucurile astea. Chiar merită încercat asta. Bun, băieți, cam acestea au fost și life hack-urile de azi. Ideea este că am încercat multe altele care nu mi-au ieșit, ci chiar m-am enervat puțin. Pentru că cei de pe TikTok ne mint, dar de-aia suntem noi aici să le încercăm și să vedem dacă sunt reale. Cam acesta a fost și vlogul, sper din suflet că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, butonul de subscribe pentru că fiecare abonament la mine pe canal îmi face foarte, foarte fericit. Să aprindeți și clopoțelul pentru a fi notificați când postez. Share pe story să vadă și prietenii voștri și bineînțeles urmările pe Instagram, pentru că acolo vă țin la curent cu tot ce e nou pe canal. Și eu am fost Body și până data viitoare cu aceeași energie pozitivă, fiți alături de mine. Pa!